Directorii școlilor cu predare în limba rusă din Chișinău, Bălți, Caraclia și alte localități. Răspunsul o să fie că nu o să le traducem, pentru că eu sunt un ministru care nu fac excepții. Dar vă promit că o să găsim modalități, propunerea domnului deputat Smirnov de a avea un traducător pentru unii directori, chiar care nu au reușit să învețe, pentru că eu recunosc, sunt oameni care au talent la învățarea unei limbi, dar sunt unele persoane care, cărora le vine greu. Și nu le permite vârsta. Și odată cu vârsta deja scade capacitatea de a însuși o limbă străină. Așa că propunerea domnului Smirnov o să o luăm în calcul și o să găsim și alte modalități de a ajuta candidații care nu cunosc limba oficială a statului ca să poată trece testul. Pentru că, pentru noi, calitatea cea mai importantă a unui pedagog și a unui manager școlar este profesionalismul.